Cum ne purtăm în raport cu aproapele nostru la Taekwondo? Evită totdeauna conflictele și încearcă să le aplanezi. Maestrii din vechime au așa o zicală. Cea mai bună luptă este cea care nu a avut loc. Cea mai bună luptă este cea care a fost evitată sau care nu s-a întâmplat. Deci evită conflictele și aplanează conflictele, da? Dar nu le lăsa nerezolvate. Alt lucru este ca totdeauna să nu facem glume proaste pe seama la elevi. Noi toți învățăm taekwondo și unii învață mai repede, alții mai încet, dar este tare important ca să ne purtăm cu respect și cu dragoste față de aproape. De atunci când faci glume proaste, când începi să glumești pe seama cuiva, nu este bine. Și noi nu încurajăm asta aici. Un alt lucru este o glumă proastă. Știți când este? Atunci când ai spus o glumă și cel puțin măcar o persoană s-o simți prost din încăpere. Deci de asta nu fă glume proaste, pentru că s-ar putea să jignească, s-ar putea să rănească pe cineva, poate nu se vede. Dar glumele proaste, ele nu sunt binevenite. Un alt lucru este ca să cauți binele suprem al aproapelui tău. Caut totdeauna, gândește-te la binele lui, atunci chiar când nu crezi la combinații, când faci sparring, când te antrenezi în sală, când faci anumite sarcini la antrenament, caută binele aproapelui, gândește-te la binele lui și totdeauna fii gata să ajuți. Acolo unde este o nevoie, acolo unde este o problemă, unde este o situație și poți să faci ceva, fii gata să ajuți, fii gata să arăți binele, da? Și noi ne conducem după principiul ăsta că ceea ce dorești să-ți facă ții oamenii, fă-le și tu la fel. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos din Scriptură. Și făcând asta, numai decât o să se întoarcă înapoi. Dacă faci bine, bine îi se găsește. Dacă faci altfel, alte rezultate îi se găsește.